Pentru că am fost mințiți mereu și am devenit suspicioși, fiind părăsiți de încredere, am lăsat ca totul să se prăbușească în jurul nostru. Cei care au murit la Revoluție sunt considerați mai mult niște naivi decât niște adevărați eroi care au înfruntat un regim criminal pentru a trăi în libertate. Că-i tot auzi pe unii: ce revoluție, domne? Ce ai dați atât cu revoluția aia? Totul a fost orchestrat, băi. Totul a fost aranjat peste capetele noastre. Au murit copiii aia ca fraierii, Dumnezeu să-i ierte. Și întreb, nu trăim oare în această poveste și astăzi? Nu suntem mereu siguri că alții, mereu alții decid pentru noi? Că e Soros, că e statul paralel, că e Putin, că e ambasadorul X sau Y? Noi? Noi n-avem nicio putere, niciodată. Fraților, suntem nedrepți și cruzi. Fără acei oameni care s-au luptat cu mâinile goale, cu armata, cu miliția, cu securitatea ceaușistă, nimic nu s-ar fi întâmplat. Că revoluția a fost apoi deturnată, că or fi existat înțelegeri pe deasupra. Da, mereu există. Nu cred că ne-am decis în vreun moment singuri soarta. Însă niciun fir de păr din capul lui Ceaușescu nu s-ar fi clintit dacă acei tineri în acele zile nu și-ar fi dat viața și n-ar fi strigat: vom muri și vom fi liberi. Și chiar au murit. Suntem la fața locului. I-am luat la goană, au și luat-o la goană. Da, mai repede, mai repede. Taburile lei, tot universitatea. Acum intru spre ei. Urgent către Intercontinental, un pișor să nu mai fie. Repede, repede, personal ocupă-te de treaba asta. Blazați mai suntem, mă, sictiriți, înțelepții lui pește prăjit. E, n-avem, domne, ce să facem? N-avem noi nicio putere. Ce să schimbăm noi? Este exact ceea ce vor ăștia care au puterea. O masă amorfă de oameni inertă care crede că orice ar face nu poate schimba nimic. Alde Dragnea, Iordache, PSD, Tăricianu, SRI sau niște procurori nemernici sunt exact produsul acestei atitudini. Știu și ei că facem un pic de scandal pe Facebook, după care uităm, ne trece. Acceptăm să-și bată joc de noi toți inculții, toți șmenarii, toți agramații, iar copiilor, ascultați aici la mine, își vor bate mai departe joc de copiii noștri. Ok, ăștia suntem, să nu ne mințim. Dar haideți să nu fim nedrepți cu cei care au murit în 89, pentru ca noi să fim atât de nepăsători azi. Pentru ca noi să ne permitem luxul de a ne băga picioarele și de a zice că asta e, domne, n-avem nicio putere. Ei n-au avut nicio putere și știți ce au făcut? Au luat-o, au câștigat-o, au riscat totul pentru asta. 43 de cadavre furate din Timișoara, trimise la București pentru a fi arse la crematoriu. Cenușa aruncată apoi într-un canal. Vorbim despre ordinul diabolic al Elenei Ceaușescu, dat în 18 decembrie 89. Un plan criminal. S-a luptat pentru libertate, dar atenție, pentru o libertate care să fie productivă, care să ducă spre libertate politică, spre solidaritate, spre echitate, spre justiție socială, spre o societate transparentă și dreaptă. Exact ceea ce n-am făcut noi cu libertatea. Ne-am pus-o în piept frumos, am cântat-o, dar priviți în jur. Suntem săraci, suntem mințiți și acceptăm asta. Partidele politice sunt un joc închis, o mafie făcută de urmașii regimului ceaușist. Suntem dezbinați, ne urâm, îi urâm pe bătrâni, îi detestăm pe asistații social, iar serviciile au oameni infiltrați peste tot, fac afaceri și nimeni n-are vreun control asupra lor. Punctul 1. Revoluția de la Timișoara a fost încă din primele ore nu doar anti-ceaușistă, ci și categoric anticomunistă. Democrația europeană înseamnă libera exprimare a opiniilor politice, dialogul civilizat între exponenții lor și competiția loială pentru cucerirea adeziunii
și implicit a puterii în stat. Echitate? Demnitate? Trai decent? Dreptate? Glumiți, nu? Avem privilegiați, pensii speciale, băieți deștepți, resurse jefuite, păduri furate, bănci devalizate, miliardari de carton. Justiție? Ați spus justiție? Pe bune ați zis justiție? Păi ce justiție e aia dacă nici dosarul Revoluției n-a fost judecat până acum? Și e de datoria noastră, după 28 de ani, măcar să ne întrebăm ce s-a întâmplat, oameni buni, cu noi?